Peste 40 de primării sunt incluse pe lista de controale dictate de conducerea prefecturii. Specialiștii instituțiilor abilitate vor dispune măsuri în cazul în care albiile unor râuri și pâraie nu sunt curățate, astfel încât zonele de interes să fie ecologizate. În baza unei adrese venite de la Ministerul Apelor și Pădurilor, prin care ni se aduce la cunoștință că în perioada 15 martie 28 aprilie se desfășoară acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigorile în localități. La nivelul județului Buzău s-au constituit comisii mixte de verificare, verificare care se va desfășura până pe data de 20 aprilie, urmând ca pe data de 25 aprilie să se încheie procesul verbal în care vom vedea ce au constatat aceste comisii mixte. Cele mai multe verificări vizează localitățile de pe Valea Buzăului și Valea Slănicului. Pot să vă dau și localitățile: Nehoiu, Siriu, Largu, Luciu, Poșta Cârnău, Zărnești, Racovițeni, Buzău, Mărăcineni, Mânzălești, Lopătari, Cernătești, Săpoca, Pârsc, Cofcozieni, Brăiești, Pătrălagele, Pănătău, Valea Râmnicului, Râmnicelu. Sunt 43 de unități administrative teritoriale. Primăria Buzău a făcut deja obiectul unui control. Autoritățile au fost somate să ridice gunoaiele depozitate ilegal pe domeniul public din zona digului râului Buzău.